De cât timp există un țipăt în pieptul dumneavoastră? Durerea injustiției este cea mai cruntă și se intensifică în momentul în care cei care trebuiau să vă asculte nu vor să vă dea auz. Ați încercat să aduceți pricina dumneavoastră înaintea cuiva și ați fost respins? Apăsarea necruțătoare a injustiției vă zdrobește zi de zi? De multe ori, de la cine așteptăm sprijinul și ajutorul, este cel ce ne dezamăgește cel mai mult. Nedreptăți, suferințe, agonii, disperări fac parte din viața celor ce au o pricină nerezolvată. Dar există cineva ce are tribunalul mereu deschis la dispoziția dumneavoastră și un avocat mereu dispus să vă asculte. Domnul Dumnezeu. Și este El cel ce ne invită spunând: Dumnezeu e Cel care face dreptate. Și când veți găsi o pricină prea grea, să o aduceți înaintea mea ca să o aud. În această duminică, pe altarul Dumnezeului Atotputernic, sunteți invitați să prezentați pricina dumneavoastră. Duminică 14 iulie, la ora 9 dimineață. Slujba focului sfânt, ziua ieșirii dumneavoastră dintr-o viață doborâtă către o viață nouă, la Catedrala Credinței din București, pe șoseaua Fundeni numărul 11, în sectorul 2 din București, vis-a-vis de fostul supermarket XXL, sau la orice locaș al Credinței din țară.